În 69 de cabinete medicale din județul Hunedoara se va putea face testare gratuită anti-COVID. Lista a fost publicată de către Direcția de Sănătate Publică Hunedoara pe pagina de Facebook, precum și pe site-ul instituției, respectivele cabinete medicale funcționând în municipiile Brad, Deva, Hunedoara, Lupeni, Orăștie și Petroșani, în orașele Aninoasa, Călan, Hațeg, Simeria și Uricani, precum și în comunele Baia de Criș, Baru, Boșorod, Buceș, Criscior, Densuș, Dobra, Ghelari, Gurasada, Ilia, Pui, Rapoltul Mare, Râul de Mori, Romos, Sarmise, Getuza și Teliucul Inferior. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Hunedoara consideră că astfel se va ridica presiunea atât de pe unitățile de primiri urgențe, cât și de pe spitale. În plus, va exista o deschidere mai mare și pentru tratarea afecțiunilor non-COVID. Nu vom mai trimite pozitivii în UPU, deci noi știm clar că ei au fost testați, sunt pozitivi, îi trimitem în centrele de valoare și nu mai facem acea presiune în UPU. În UPU să ajung doar cei simptomatici care urmează să fie testați sau au simptomatologie și în plus deschidem și pentru alte afecțiuni. Cumva încercăm să luăm presiunea de pe spitale. Astăzi, în județul Hunedoara, rata de infectare cu COVID-19 a ajuns la 4,01 la 1000 de locuitori, aceasta fiind în continuă creștere din data de 27 decembrie 2021, când incidența era de doar 0,61. 27 de unități administrativ-teritoriale sunt în cod roșu, cu incidență de peste 3 la 1000 de locuitori, printre acestea fiind municipiile Deva, Hunedoara și Orăștie și orașele Aninoasa, Călan, Hațeg și Petrila. Rata cea mai mare de infectare, de 11,74 la 1000, fiind înregistrată în comuna Baru. Pe de altă parte, în 7 comune hunedorene nu sunt înregistrate cazuri de COVID-19.